Teleșcoala se reia la TVR într-un moment în care copiii au nevoie mai mult ca oricând de sprijin. Știm, cursurile au fost suspendate și mă gândesc acum mai ales la cei care au de dat examene. Toți am trecut prin experiența asta, toți am trecut prin emoții, prin stres, prin tensiune. Vedem că în ultima vreme lumea întreagă e într-o situație dificilă. Fiecare dintre noi trebuie să fie un pic mai responsabil și probabil că în perioada asta vouă, elevilor, presiunea vi se pare mai mare. Dar nu uitați, mai ales cei de clasa 12-a, că bacalaureatul s-a numit cândva examen de maturitate. Și vedem că e o probă pe care trebuie să o trecem cu toții acum. Așa că Televiziunea Română încearcă să vă vină în ajutor prin aceste emisiuni din seria Teleșcoală. Sunt concepute ca niște lecții concentrate care să vă ajute să vă clarificați materia. Luați-le ca pe niște fortifiante, ca pe niște suplimente care vă ajută să vă mențineți curajul efortului. Nu vă cunosc, dar cred că veți reuși să duceți la capăt cu bine acest exercițiu de responsabilitate. E o lecție pe care voi puteți să ne-o predați cel mai bine. Dragi prieteni, în orar avem acum lecția de mate. Astăzi veți face probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, dar și al inecuațiilor. Fiți atenți, vă rog, nu vreau să avem probleme la evaluarea națională. Haideți să începem lecția. Spor la învățat! Lecția pe care vă propun astăzi este aceea de probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, inecuațiilor și al sistemelor de ecuații. Am învățat să rezolvăm ecuații și inecuații de gradul 1, am învățat să rezolvăm sisteme de ecuații de gradul 1 cu două necunoscute. Etapele pe care le parcurgem în rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor, inecuațiilor și al sistemelor de ecuații sunt: prima etapă este reprezentată de stabilirea necunoscutelor, a doua etapă de stabilire a relațiilor dintre datele furnizate în enunțul problemei, respectiv scrierea ecuației sau a ecuațiilor, trecând la etapa următoare de rezolvare a ecuației pe care am scris-o sau a inecuației sau a sistemului de ecuații. În final, vom obține soluția sau soluțiile și vom analiza și interpreta soluția, respectiv soluțiile. Prima problemă este una ușoară. Vă propun următoarea aplicație. Din triplul unui număr scădem 27, iar rezultatul îl înmulțim cu 5. La noul rezultat adunăm 14 și obținem 104. Aflați numărul. Prima etapă este să notăm cu X numărul necunoscut. Apoi scriem ecuația conform datelor furnizate în enunțul problemei și o vom rezolva. Din triplul unui număr, 3x, scădem 27 minus 27, tot rezultatul îl scriem în paranteză, îl înmulțim cu 5, la noul rezultat adunăm 14, egal cu 104, în enunț spune obținem 104. Scădem din ambii membrii ai ecuației 14. Și atunci în membrul stâng rămâne 3x minus 27, totul înmulțit cu 5, egal, iar din dreapta scăzând 14, obținem 90. Având înmulțit cu 5, paranteză înmulțit cu 5, împărțim relația la 5 și obținem 3x minus 27, ceea ce era în paranteză, dar nu mai este nevoie să scriem paranteza, egal cu 18. Adunăm 27, adică îl trecem pe 27 din partea stângă în partea dreaptă și obținem 3x egal cu 45. Împărțim relația la coeficientul lui x, care este 3, și obținem soluția x egal cu 15. Deci numărul necunoscut este 15.
A doua problemă pe care vă propun este o problemă pe care o vom rezolva cu ajutorul sistemului de ecuații. Se îmbuteliază 50 de litri de apă în 16 recipiente, unele de 2 litri, iar altele de 5 litri. Determinați numărul de recipiente de fiecare tip utilizate. De data aceasta avem două necunoscute. Numărul de recipiente de 2 litri pe care îl notăm cu X și numărul de recipiente de 5 litri pe care îl notăm cu Y. Și atunci, prima relație este relația X plus Y este egal cu 16. Este ecuația care rezultă din enunțul problemei, din faptul că avem 16 recipiente în total. A doua ecuație pe care o scriem este 2x plus 5y egal cu 50. 2. Avem 2 litri în x recipiente, la care adunăm 5 litri ori numărul y de recipiente de 5 litri și deci în total vom obține cei 50 de litri de apă pe care îi îmbuteliem în total. Rezolvăm acest sistem prin metoda reducerii. Asta înseamnă că vom înmulți prima relație cu minus 2 pentru a obține în prima ecuație coeficientul lui x minus 2, văzând că în a doua ecuație coeficientul lui x este 2. Prima ecuație devine minus 2x minus 2y este egal cu minus 32, iar a doua ecuație o copiem. 2x plus 5y egal cu 50. Adunând cele două relații, se reduce termenul cu x. Iar la termenul cu y, minus 2y plus 5y, obținem 3y egal cu minus 32 plus 50, 18. 3y egal 18, împărțim relația la 3 și obținem y egal cu 6. Cea mai simplă ecuație din cele două este x plus y egal cu 16 și am ales să înlocuiesc aici pe y cu 6. Și obținem x plus 6 egal cu 16, rezultă că x egal cu 10. Deci avem soluția sistemului de ecuații, x egal cu 10 și y egal cu 6. Răspunsul este că sunt 10 recipiente de 2 litri și 6 recipiente de 5 litri. Domeniile în care aplicăm aceste noțiuni sunt variate, de la matematică, fizică, chimie, economie, construcții și mai sunt și multe altele. Am specificat câteva. Pentru a fixa noțiunile pe care le-am învățat anterior, propun următoarea aplicație. După scumpirea cu 24% a prețului său, un laptop costă 2790 de lei. Care a fost prețul inițial al laptopului? Necunoscuta este prețul inițial al laptopului și notăm cu A acest preț inițial. Scriem ecuația care rezultă din datele pe care ni le-a furnizat problema. După scumpirea cu 24% a prețului său, deci la prețul inițial A, adunăm 24% din A, 24% din A reprezentând practic scumpirea. Și atunci prețul va deveni 2790 de lei. Pentru a scăpa denumitorul 100, putem să înmulțim toată relația cu 100. Atenție, să înmulțim fiecare termen. Și atunci, 100A plus 24 supra 100 când îl înmulțim cu 100, înseamnă că se reduce numitorul cu 100 cu care înmulțim. Deci plus 24A egal cu 279.000. Efectuăm calculul, 124A egal cu 279.000, împărțim relația la 124, care este coeficientul necunoscutei, și obținem A egal cu 279.000 supra 124, de data aceasta numărătorul se împarte exact la numitor și obținem că A este 2250. Aceasta e soluția ecuației. Deci răspunsul nostru este că prețul inițial al laptopului a fost de 2250 de lei. Următoarea problemă. Dacă așezăm elevii unei clase, câte doi în bancă, rămâne un elev în picioare. Iar dacă îi așezăm câte trei în bancă, rămân cinci bănci libere și o bancă cu doi elevi.
câte bănci și câți elevi sunt în clasă. Am ales această problemă pentru că știu de la copiii mei de la clasă, în fiecare an, de fiecare dată, acest tip de probleme creează dificultăți și de asta vreau să aprofundăm împreună. De data aceasta avem tot două necunoscute. Avem numărul de bănci pe care îl notăm cu litera B și numărul de elevi pe care îl notăm cu litera E, ca să ne fie ușor să distingem necunoscutele ce date reprezintă. Vom exprima în ambele ecuații numărul de elevi din clasă. Păi prima dată, dacă așezăm elevii unei clase câte doi în bancă, rămâne un elev în picioar. Deci înseamnă că numărul de elevi din clasă este egal, deci reprezentat de 2 elevi în toate băncile, B, 2 B elevi care stau în bănci, plus 1, adică plus elevul care stă în picioare. A doua relație. Dacă îi așezăm câte 3 în bancă, rămân 5 bănci libere și o bancă cu 2 elevi. Păi ne gândim, în câte bănci sunt câte 3 elevi? Păi în numărul de bănci, mai puțin cele 5 care sunt libere și să nu uităm că mai avem și o bancă în care stau 2 elevi. Deci în B-6 avem 3 elevi. Și atunci numărul de elevi este format de 3 înmulțit cu B-6, care stau în bănci, câte 3, plus cei 2 care sunt într-o bancă singurei. Rezolvăm acest sistem prin metoda substituției. E fiind deja exprimat în funcție de B, E egal cu 2B plus 1, îl vom înlocui în a doua ecuație. Prima o copiem și a doua devine 2B plus 1 egal cu 3 pe lângă B minus 6 plus 2. Vom desface paranteza și obținem prima ecuație, rămâne E egal cu 2B plus 1, până vom rezolva a doua ecuație, pe prima o copiem. Și la a doua ecuație, 2B plus 1 egal cu 3B minus 18 plus 2, efectuând în partea dreaptă calculele, vom obține în a doua ecuație 2B plus 1 egal cu 3B minus 16. Separăm termenii cu necunoscuta în partea stângă și termenii liberi în dreapta. A doua ecuație este 2B minus 3B, l-am adus cu semn schimbat, egal cu minus 16, l-am copiat cu același semn, minus 1, i-am schimbat lui 1 semnul pentru că l-am mutat. Prima ecuație rămâne E egal cu 2B plus 1, făcând calculele în a doua ecuație, obținem minus B egal cu minus 17, adică B egal cu 17. E, acum putem în prima ecuație să-l înlocuim pe B cu 17 și după ce vom efectua calculele vom obține și cât este E. E egal cu 2 ori 17 plus 1. Am înlocuit pe B cu 17. B egal cu 17 este a doua ecuație. Echivalent cu sistemul. E egal cu, facem calculul, 34 plus 1. Și atunci am obținut soluția sistemului E egal 35, B egal 17. Deci în clasă sunt 35 de elevi și 17 bănci. Puteți să faceți și vă sugerez să faceți la final proba să vedeți dacă cei 35 de elevi îi așezați câte 3 în bancă, rămân 5 bănci libere și o bancă cu 2 elevi și dacă îi așezați câte 2 în bancă, rămâne un elev în picioare. Trecem la etapa următoare de aprofundare. În două foldere avem 30 de documente. Dacă mutăm două documente din primul folder în al doilea, atunci în al doilea folder vom avea de două ori mai multe documente decât în primul folder. Câte documente avem în fiecare folder? Avem două necunoscute reprezentate de numărul de documente din fiecare folder. Și atunci vom nota cu A numărul de documente din primul folder și cu B numărul de documente din cel de-al doilea folder. Vom scrie cele două ecuații, deci vom forma un sistem de ecuații cu două necunoscute. A plus B egal 30. Totalul de documente din cele două foldere este 30. 2 înmulțit cu A minus 2 egal cu B plus 2. Ce spune a doua relație? Dacă mutăm două documente din primul folder în al doilea folder, asta înseamnă că din primul folder luând două documente am A minus 2,
Iar în al doilea folder voi avea B plus două documente, că le-am adus pe cele două din primul. Și în al doilea folder, care acum este B plus 2, am de două ori mai multe decât în primul. Deci 2 înmulțit cu primul folder, cu numărul de documente din primul folder, egal cu numărul de documente din al doilea folder. Rezolvăm sistemul acesta prin metoda reducerii. Prima ecuație o copiez pentru că am de lucrat în a doua ecuație. În a doua desfacem paranteza, desființăm paranteza. 2a minus 4 egal cu b plus 2. Prima ecuație o copiez, deci este echivalent cu sistemul, a plus b egal cu 30, 2a minus b egal cu 2 plus 4. Am mutat termenii cu necunoscuta în partea stângă și cei liberi în partea dreaptă. Atenție, ca să pregătim rezolvarea prin metoda reducerii, știți deja că așezăm termenii cu A unul sub celălalt și termenii cu B unul sub celălalt. De data aceasta este foarte ușor pentru că observăm că în prima ecuație avem plus B și în a doua minus B. Deci deja am sesizat că dacă adunăm cele două ecuații, cele două relații, se reduce termenul cu B. Sistemul devine, după calculul 2 plus 4, A plus B egal 30, 2A minus B egal 6 și, cum am spus, adunăm cele două relații. Termenul cu B se reduce, iar termenul cu A va fi A plus 2A, respectiv 3A, egal cu 36, că am adunat pe 30 cu 6. Împărțim la 3, care este coeficientul lui A, și obținem că A este 12. Și acum formăm sistemul cu A egal cu 12 și aleg una dintre ecuațiile inițiale. Cea mai simplă este bine să o aleg, am ales A plus B egal cu 30, în care îl vom înlocui pe A cu 12. Obținem A egal cu 12 și, înlocuind în a doua, 12 plus B va fi egal cu 30. Și atunci îl aflu pe B, că este egal cu 30 minus 12, respectiv 18. Soluția sistemului este A egal cu 12, B egal cu 18. Răspunsul la cerința problemei este că avem 12 documente în primul folder și 18 documente în cel de-al doilea folder. Și ultima aplicație pe care vă propun este o aplicație pe care o vom rezolva cu ajutorul inecuației. Aflați numerele naturale cuprinse între 125 și 150, care împărțite la 4 dau restul 1. Păi să ne reamintim. Numerele naturale care împărțite la 4 dau restul 1. Care este forma acestor numere care împărțite la 4 dau restul 1? Păi știm teorema împărțirii cu rest, că este de împărțitul este egal cu câtul ori împărțitorul plus restul. Împărțitorul nostru este 4 și restul 1 și voi lua un cât n. Și atunci forma numărului este 4n plus 1, unde n este număr natural. Și conform datelor din enunț, numărul meu trebuie să fie cuprins între 125 și 150. Adică scriu 125 mai mic decât 4n plus 1 mai mic decât 150. Având plus 1 și vreau să ajung la n, prima dată renunț la plus 1. Din toată relația scad 1 din toți membrii. Și atunci din 125 scad 1 și obțin 124. Din membrul de la mijloc, scăzând 1, rămâne 4n și mai mic decât 149, cât reprezintă 150 minus 1. Vom împărți relația la 4. Împart relația la 4 și obțin 31, cât este 124 împărțit la 4, mai mic decât n, cât este 4n împărțit la 4, mai mic decât 37,25, cât este 149 împărțit la 4. Aflați numerele naturale, citesc în enunț, aflați numerele naturale și atunci eu va trebui să scriu ca soluție numerele naturale cuprinse între 31 și 37,25.
cum 31 este mai mic strict decât N, adică N este mai mare strict decât 31, prima soluție este 32. 33, 34, 35, 36, 37, pentru că trebuie să fie mai mic strict decât 37,25. Deci numerele pe care le-am avut în cerință de aflat sunt 129, 133, 137, 141, 145, 149, pentru că l-am înlocuit pe N în 4N plus 1 cu valorile 32 și am obținut 129. Când am înlocuit cu 33, am obținut 133. Și așa mai departe, când am înlocuit pe N cu 37, am obținut 149. Pentru temă, aveți câteva probleme pe care vi le voi lăsa și pe care le veți găsi pe pagina de Facebook Teleșcoala și pe care am rugămintea eventual să le transmiteți profesorilor voștri și să vă verificați cu dumnealor dacă le-ați rezolvat corect. Lungimea unui dreptunghi este cu 18 metri mai mare decât lățimea. Aflați dimensiunile dreptunghiului știind că perimetrul dreptunghiului este 84. Problema 2. Ana a făcut 10 depuneri la bancă, unele de 40 de lei, altele de 70 de lei, în total 610 lei. Aflați de câte ori a depus Ana 40 de lei. Problema 3. În laboratorul de biologie este expus un insectar care conține păianjeni cu 8 picioare și cărăbuși cu 6 picioare. Știind că sunt 8 insecte, având împreună 54 de picioare, aflați câți păianjeni și câți cărăbuși sunt în insectar. Problema 4. Pe tablă sunt desenate pătrate și triunghiuri. Ștefan numără în total 20 de vârfuri. Determinați câte triunghiuri sunt desenate pe tablă. Problema 5. La o pensiune sosește un grup de turiști. Dacă s-ar așeza câte doi în cameră, trei dintre ei ar rămâne fără loc. Dacă s-ar așeza câte trei în cameră, rămân trei camere libere. Aflați numărul turiștilor din grup. Și ultima aplicație pe care vă propun, determinați valorile numărului natural N, pentru care 2N plus 3, N plus 7 și 4N minus 1 pot fi lungimile laturilor unui triunghi. Vă mulțumesc pentru atenție, spor la treabă, distracție plăcută și zile frumoase împreună cu familia voastră. Atât pentru această dimineață, dragilor. Dacă n-ați reușit să vă notați toate exercițiile, găsiți pe pagina noastră de Facebook Teleșcoala TVR suportul de lecții. Eu aștept în continuare mesajele voastre. Silviu Constantin, Ștefi, Gabriela Cojocăreanu, vă mulțumim pentru mesaje și sugestii. Vă promit că vom ține cont de ele. Rămâneți pe TVR 2. Teleșcoala revine la ora 15 cu lecții pentru colegii voștri mai mari care dau bacul anul acesta. Să aveți o zi frumoasă și să stați cu minți acasă!